Neața, luna e sus, iar în partea asta, da, abia răsare soarele. Am venit pe Najlov, în căutarea ștucii, nu știu cum te cred, că în 7 ianuarie. Este foarte, foarte, foarte frig. După cum puteți vedea, apa pe aici este înghețată. E bocna chiar. Pământul e înghețat. Și știu eu aici o zonă unde apa este un pic mai mare. Am lăsat, deci tocmai a plecat o ștucă de la mal de aici, nu știu dacă se vede. Fix de lângă mal a plecat, am văzut că a plecat cu val în cap. Deci nu cred că stă pe apa asta, uite că se vede că e apa tulburi. Deci nu cred că stă pe apa asta mică, nu vine să cred pe frigul ăsta. Ia să vedem, apocălim așa la prima oră. Am plecat fără geantă, am lăsat geanta la mașină. N-am mai fost de ceva timp pe locurile astea pe aici. Mamă, ce mulți mi-a dat. Bă, dar cum se stă pe apa asta mică aici? O vezi viața ce se face pe inele acum. Gata, deja începe gheață. La unde de copil cum se face. Ca aici apa adâncă frumoasă. Am plecat de pe cursul apei, ca să zic așa. Am venit un pic mai naval și am găsit niște gropi aici, de fapt le știam. Am schimbat și lanseta, am luat o lansetă un pic mai lungă. Aici avem mal mai înalt, avem mult stuf, ca să-mi fie mai ușor să controlez noroc. Nu e o zonă foarte mare, însă sper să prind pește aici. Aș vrea să schimbăm un pic nălu, ca n-aș mai pune, m-aș pune un bobler. Un bobler, ia să vedem ce avem pe aici. Pe așa ceva aș pune. Am venit și cu miciogul după mine azi. Mă aștept la marea captură. Brumesc. Important e să-i văd coada, nu contează mărimea. Iar pe sălbatic, din ce în ce mai rare alea mari. Ia să vedem cât de repede se duce ăsta jos. Cam jumătate de metru pe 5 secunde. Good. Not bad. Încercăm pe lângă mă prima oară. E un wobbler care trebuie jucat foarte lent în perioada asta. Coboară destul de lent, ceea ce îți oferă un avantaj din punctul meu de vedere. O prezentare cât mai lentă. Îi dă, știu ce timp să ataci.
perioada asta nu sunt foarte, foarte nervoase, ca să zic așa, pe atac. Și nu urmăresc prăzile rapide. Eu unul așa consider. Și gumă, dacă o să bag, o să joc cât mai pe loc, cu gramaj cât mai mic, 3 grame jumate. Ca să-i dăm timp să vină după năluc. Uite-o, da, e mic. Ce mărliță mică am prins. Ce mărliță mică am prins. Biban, mă. Vai de capul meu ce biban. Dar nu vreau să-l scap. Și o să folosesc minciogul, că nu e prins foarte bine. Având în vedere că am minciog, am venit pregătit după pești mari astăzi. Am venit cu minciogă pe mine. Și uite că puteam să-i jur că e mărliță. Ia vine tu încoace cu metri. Haide, 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 haide. Ăla. Mamă, cât a biban a luat. Așa. Ia stai tu cu minte. N-a fost să fie ștucă, dar a fost să fie frumusețea asta de biban. Pe care îl vom elibera imediat, chiar dacă suntem pe sălbatic. Haide, băi, du-te. Du-te de unde vin. S-a dus. Bun. Am tot schimbat, am tot schimbat și nălucă și gumă și tot și tot la unul din woblerele mele preferate am ajuns. Chiar dacă stăteam după ștucă cu el, se pare că și bibanilor de talie mare le place. Acum arată și cum se mișcă. Hai să vedem dacă mai prindem. Hop! Trângem frâna. Le facem lanseuri. Cam atât pe ziua de astăzi. Sper să ne vedem și data viitoare cu o vreme la fel de frumoasă cum a fost astăzi. Toate cele bune, la revedere!